spun sincer, mă gândesc doar la Politehnica Iași și am spus-o și la conferința când am fost prezentat ca antrenor al Politehnicii Iași. Am spus că nu mă interesează niciun alt club în acest moment, sunt, voi fi trup și supă pentru Politehnica Iași în acest sezon și voi face totul sau tot ceea ce depinde de mine pentru a duce Politehnica Iași acolo unde este locul și anume în Liga 1. Acum ești antrenorul lui Poli Iași, obiectiv promovarea? Primul obiectiv este foarte important și cel mai important și anume să ne calificăm în play-off în acest sezon. Sper să reușim asta, avem condițiile necesare pentru a face asta, iar după aceea vom vedea pe ce poziție vom fi, dar e clar că reușim să îndeplinim primul obiectiv, e clar că vom ataca promovarea. Am văzut un nume sunat, transferul lui Vajvari de la Șepși aici, da. Va mai veni cineva cu nume la Poli Iași? Cineva cu nume mai sunor decât al lui Vajvari? În momentul acesta nici nu pot infirma, nici nu pot confirma. E clar că presupun că și voi știți că discutăm, suntem în discuții cu mulți jucători care așteptă un răspunsul lor. Sunt și jucători cunoscuți și jucători care au mai fost în Liga 1 sau sunt în Liga 1 și jucători străini. Suntem în discuții multe, sper să se concretizeze cât mai repede pentru că am nevoie de tolotul până la finalul lunii pentru a crea cât de cât acea omogenitate de care o echipă are nevoie. Cum e colaborarea cu Cornel Schweitzer? Foarte bună, vedem să-l cunosc de mult timp, este un profesionist desăvârșit și avem o colaborare chiar foarte, foarte bună. Luăm deciziile împreună, ne consultăm foarte mult și mă bucur că am ocazia să lucrez cu dânsul. Care crezi tu că sunt contracandidatele lui Poli Iași la promovare sezonul acesta? Păi, cum ai spus și tu, uite, dacă Dinamo va avea acel buget, e clar că e Dinamo, tradiție, Steaua, eu știu, Cixereda, Concordia Chiajna, Gloria Buzău, echipe care cred eu că anul acesta vor avea ca obiectiv promovarea în prima ligă și sunt cluburi care stau bine din punct de vedere financiar, așa că cred eu că aceste cluburi, dacă probabil am mai omis un club sau două sau vor fi Oțelul Galați, a intrat Oțelul Galați, o echipă care sunt convins că se va întări considerabil în această perioadă și poate fi și Oțelul Galați o candidată serioasă la cel puțin la play-off, dacă nu la promovare, dar sunt convins că cunoscându-l pe Dorinel Munteanu, chiar dacă Oțelul Galați este nou promovată, este o echipă de tradiție, cum e și Politehnica Iași, așa că cred că va fi un derby foarte interesant între cele două echipe și, repet, cunoscându-l pe Dorinel, cred că se va întări foarte, foarte tare pentru a ataca, cred că, play-off-ul din primul an. Acum nu știu, eu asta presupun, dar o rămâne să vedem dacă va fi așa sau nu. Ce buget are Iași? Asta nu știu. Nu știu și nu. Asta nu știu, de-aia am răspuns foarte scurt pentru că nu. Lucrezi doar cu materialul clientului? Nu, sunt. În primul rând, sunt bucuros că am ajuns aici și că am posibilitatea să antrenez acest club frumos. De buget nu mă ocup eu, e treaba conducerii clubului și ceea ce pot să spun până acum este că acest club oferă toate condițiile pentru a face performanțe. De-aia contează mai puțin din punctul meu de vedere partea financiară. Contează ca toți cei care suntem aici în acest moment, aici mă refer la noi, stafful tehnic, la jucători, la conducerea clubului, la suporterii ieșeni, toți va trebui să facem front comun pentru a duce acest club acolo unde este locul. Te obișnuiești cu orașul? Da, n-am avut timp, am fost de câteva zile la stadion și atât. Restul stau, petrec toată ziua la club, împreună cu conducerea clubului și căutăm soluții pentru a ne întări în această perioadă.